Salutare, dragi prieteni! În acest video vreau să vă explic cum se ia permisul de conducere în Australia. În primul rând, trebuie să dai un test de cunoștințe generale care cuprinde 45 de întrebări a câte 3 secțiuni. Fiecare secțiune conține 15 întrebări și este vorba despre reguli de circulație, semnele de circulație și siguranța în trafic. După ce ai trecut testul, începe un stadiu de elev, practic learner, așa se numește aici, timp de un an de zile. Trebuie să conduci 120 de ore plus 20 de ore noaptea, incluse în aceste 120 de ore. Trebuie să conduci mereu cu o persoană care are permisul de conducere, fără restricții, sau un membru de familie. După ce ai terminat aceste 120 de ore și a trecut anul, poți să aplici pentru stadiul intermediar. Practic, trebuie să dai testul de conducere. Te duci la o instituție RTA, iar acolo o persoană delegată să facă acest lucru se urcă cu tine mașină și te testează timp de, hai să zic, 30 de minute. Se duce cu tine prin oraș și îți testează abilitățile de conducere, reacțiile, deciziile, manevrele, etc. Și când îți spune că ai trecut acest test, practic începi un nou stadiu, Provisional Driver License, așa se numește în engleză, adică practic ai un permis de conducere și poți să conduci singur, fără nicio persoană lângă tine. Este o bucurie mare. Iar după un an de zile poți să faci un upgrade și ți se dă Provisional Driver License 2, adică 2, deci P2 prescurtat, adică avansezi spre permisul real de conducere, full license. Așa cum eu sunt acum, sunt P2, iar cu acest P2 trebuie să mai aștepți 2 ani de zile să conduci, bineînțeles, și ți se dă full license. Iar cu acest full license, adică permisul de conducere real, poți să lucrez ca taxi, ca șofer de autobuz și multe alte avantaje. De aceea îmi place această țară pentru acest fapt că permisul de conducere este ceva foarte ușor și foarte bine dezvoltat. Te învață exact lucrurile esențiale pentru a fi în siguranță în trafic. Sper că v-au fost utile aceste informații și ne revedem la următorul video. Numai bine!